Bună, dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, așa cum bine v-am obișnuit, vom discuta despre ultimele întâmplări care au avut loc în emisiunea Fenomen Survivor România 2022. Înainte de a începe, vreau să vă prezint cartea mea, Despre mine, despre tine, despre noi. Poate mulți dintre voi nu știu, însă înainte de a mă căsători, eu am scris o carte despre cel care urma să devină soțul meu. De aceea este semnată Angelica Păslaru, numele anterior căsătoriei. Este un roman de dragoste captivant în care sunt sigură că mulți dintre voi se vor regăsi. În descrierea acestui videoclip v-am lăsat link-ul care vă va duce direct către locul în care găsiți cartea disponibilă spre vânzare. De asemenea, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube. Dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc! Dragii mei, în emisiunea de ieri îi avem un prim plan pe concurenți, care discută la ceas de seară în baracă despre plecarea Alexandrei Duli. Alex Delea se simte vinovat, dat fiind faptul că el a nominalizat-o pe Alexandra Duli. El continuă spunând că era 100% convins că aceasta va rămâne în această competiție. Dat fiind faptul că Alexandra Duli a intrat în cursa de eliminare alături de Elena Chiriac și Marian Drăgulescu, eu nu știu ce să zic despre siguranța de care vorbește Alex Delea. În contextul în care trebuie să ne amintim faptul că Elena și Marian sunt doi concurenți din fosta echipă a faimoșilor. Amândoi vin cu susținători de acasă. Oameni care îi îndrăgesc, oameni care sunt acolo pentru ei și îi votează. În schimb, cu Alexandra Duli, este a doua oară când noi telespectatorii am luat contact. Prima dată a fost în emisiunea Burlacul, iar acum la Survivor. Din punctul meu de vedere, șansele erau de 99,99% ca Alexandra Duli să părăsească competiția, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. În ceea ce îi privește pe ceilalți concurenți, aceștia vorbesc în termeni pozitivi despre Alexandra Duli, ceea ce mie îmi dă de înțeles faptul că aceasta a rămas în relații bune cu toată lumea. În ceea ce o privește pe Oana, prietena Alexandrei Duli, aceasta declară la testimoniale că i-a fost foarte greu să se despartă de Duli și îi este foarte greu să se obișnuiască cu ideea că aceasta a părăsit definitiv competiția Survivor România în contextul în care mâncau împreună, dormeau împreună. Însă, în definitiv, spune ea, este o competiție și acestea sunt regulile jocului. Cineva, la sfârșitul săptămânii, trebuie să părăsească definitiv competiția Survivor România. Ele se vor întâlni acasă, în România și sunt convinsă că vor petrece timp împreună și vor păstra legătura, vor păstra această prietenie. Din partea Oanei am văzut niște sentimente de prietenie mult mai puternice decât din partea Alexandrei Duli. Și de ce zic asta? Pentru că în momentul în care s-a format echipa Vulturilor și echipa Tigrilor, în momentul în care Oana intra pe traseu și concura împotriva unui coechipier de-al Alexandrei Duli, Alexandra Duli încerca să o deconcentreze pe Oana, astfel încât echipa din care face ea parte să câștige. Ceea ce din partea Oanei nu am văzut. Dimineața, echipele continuă să discute despre plecarea Alexandrei Duli. Ștefania spune că în momentul în care prezentatorul i-a rostit numele acesteia, nu a putut să se abțină și a izbucnit în lacrimi. Foștii războinici au simțit că le-a plecat un membru al familiei în momentul în care Alexandra Duli și-a luat la revedere de la aceștia. În ceea ce privește echipa Vulturilor, aceștia își doresc să o răzbune pe Alexandra Duli și să câștige următoarele jocuri, astfel încât să îi îndeplinească dorința.
Dacă vă amintiți bine, în momentul în care prezentatorul a spus că Alexandra Dulli este cea care părăsește competiția, primele cuvinte ale acesteia au fost să-i rupeți. Mutăm discuția la Ionuț și Ștefania, care discută în junglă despre viitoarele jocuri. Ei spun că trebuie să fie mai focusați pe final, pentru că nu întâmpină probleme majore în ceea ce privește traseul. De asemenea, ei afirmă faptul că, dintre toți, ei doi sunt cei mai constanți în această emisiune în ceea ce privește aducerea punctelor. Se vede clar faptul că Ionuț și Ștefania sunt pe aceeași lungime de undă. Însă, în emisiunea de ieri, am descoperit faptul că în echipa tigrilor există neînțelegeri. În echipa tigrilor există persoane care nu se simt bine în această echipă. Respectiv Oana, Alexandru Nedelcu și Mari. Pe Alexandru Nedelcu îl deranjează faptul că Ștefania este supărăcioasă, că se oftică în momentul în care adversarul câștigă și se bucură. Cu toate acestea, el spune că s-a obișnuit cu ea. Pe Oana o deranjează faptul că în momentul în care intră Ionuț sau Ștefania pe traseu, nu este nicio problemă dacă ei nu aduc punct. Însă în momentul în care ea nu aduce punct, atunci este o problemă. Iar pe Mari o deranjează faptul că Ionuț o susține foarte mult pe Ștefania, iar în momentul în care intră unul dintre ei pe traseu, ei afirmă acum este punct sigur, ceea ce nu se întâmplă în cazul celorlalți coechipieri a ei din echipa tigrilor. Ea continuă spunând că Ștefania și Ionuț sunt foarte impunători și că se simte inferioară, o fac să se simtă inferioară în contextul în care au fost jocuri la care ea a adus mult mai multe puncte decât Ștefania. Dacă mă întrebați pe mine în ceea ce privește afirmațiile Mariei, aș vrea să fac o paranteză, aș vrea să fac o precizare. Atâta timp cât ești bun, nu ai nevoie ca cineva să te aplaude. Pe Mari o deranjează faptul că Ionuț o felicită pe Ștefania, că Ionuț are multă încredere în Ștefania, mult mai multă față de încrederea pe care le-o acordă celorlalți membri ai echipei. Aceeași problemă ca Mari a avut-o și Alexandra Dulli în momentul în care exista echipa războinicilor. Nu poți să ai pretenția tu, Mari, ca Ionuț să te susțină pe tine la fel cum o susține pe Ștefania. De ce? Pentru că Ionuț și Ștefania rezonează, sunt pe aceeași lungime de undă. De ce ai tu nevoie, Mari? Dacă tu știi că ești bună, de ce ai nevoie de susținerea lui Ionuț? Asta e întrebarea. Am văzut-o pe Oana, pe Nedelcu, susținând-o frenetic. Și pe TJ la fel. De ce tu, Mari, ai nevoie de validare? Ai nevoie ca Ionuț, în mod special, să aibă încredere în tine și să te susțină și să auzi că, uite, atunci când intră Mari, e punct sigur. Nu înțeleg. Nu înțeleg de unde până unde. Ei ar trebui să accepte faptul că sunt caractere diferite și că este normal ca unii să fie mai apropiați și ca unii să fie un pic mai distanți față de ei. De ce? Pentru că așa este și în viață. Probabil că Mari este obișnuită cu oameni care o plac, cu oameni care au aceleași idei, păreri ca ea despre viață și nu numai. Iar în momentul în care s-a trezit în această emisiune, ați văzut și voi că nici în ceea ce privește echipa faimoșilor, ea nu s-a integrat foarte bine, iar acum, indiferent cât de mult ar încerca ea să se integreze, nu poate. De ce? Pentru că echipa tigrilor, Ionuț, Ștefania, Nedelcu, Oana, TJ, sunt diferiți față de ea. Și probabil că asta este o frustrare a ei, faptul că nu și-a găsit
o persoană cu care să aibă lucruri în comun. La fel cum, spre exemplu, Oana o avea pe Alexandra Duli. Înainte de jocul pentru recompensă, din partea tigrilor și din partea vulturilor, auzim același cuvânt. Tripletă! Ambele echipe își doresc să facă tripleta. De ce? Ca să își demoralizeze adversarul. Sincer, cred că tigrii își doresc mai mult să facă tripleta, dat fiind faptul că vulturii sunt înaintea lor. Din păcate însă, la jocul pentru recompensă, din păcate pentru tigri, din fericire pentru vulturi, jocul pentru recompensă a fost câștigat de echipa vulturilor cu scorul de 10-9. După cum bine știți, au existat niște discuții pe banca tigrilor în legătură cu ștafetiștii, pentru că s-a ajuns la ștafetă. Ionuț a intrat în arenă contra lui Blaze, în contextul în care Blaze l-a învins 2 jocuri. În contextul în care Alexandru Nedelcu l-a învins pe Blaze. Și Alexandru Nedelcu tind să cred că ar fi avut o șansă mai mare să câștige jocul pentru recompensă, să câștige ștafeta în fața lui Blaze, mai exact, decât Ionuț. Cu toate acestea, echipa l-a băgat la înaintare pe Ionuț. Iar mai apoi l-au pus la colț, spunând cu toții că el este de vină că au pierdut ștafeta. Țin să vă reamintesc un lucru. În momentul în care există echipe, în momentul în care se ajunge la ștafetă, acestea discută și de comun acord se aleg persoanele sau persoana în acest caz care intră și joacă ultimul punct. Ionuț a fost alegerea echipei tigrilor. De ce Alexandru Nedelcu nu a ridicat mâna să spună: eu mă simt pregătit, eu vreau să intru la ștafetă? De ce Mari nu a intervenit să spună: nu, eu nu sunt de acord ca Ionuț să intre la ștafetă? De ce Oana, la fel, nu a zis nimic? Asta este întrebarea mea. Îi punem totul în cârcă lui Ionuț. Da, și el are o parte de vină. De ce? Pentru că a intrat la ștafetă știind că Blaze l-a învins de 2 ori. Însă dat fiind faptul că nimeni din echipa tigrilor nu se simțea pregătit să intre la ștafetă, așa s-au făcut alegerile. Mie nu mi se pare normal ca în momentul în care jocul de ștafetă este pierdut, ștafetiștii să fie puși la colț, să fie considerați principalii vinovați ai faptului că s-a pierdut jocul pentru recompensă, în contextul în care este alegerea echipei. Oamenii care intră la ștafetă sunt aleși de întreaga echipă. Se votează. Și din câte am înțeles, nu a existat niciun membru în echipa tigrilor care să se fie opus intrării lui Ionuț la ștafetă. Așa că discuțiile care au fost, o să ajungem și la ele, discuțiile care au fost mi s-au părut de-a dreptul în van. De ce? Pentru că în momentul în care jocul pentru recompensă s-a pierdut, 2 vorbe, 2 bani nu fac. Alexandru Nedelcu s-a supărat pe faptul că Ionuț a spus asta este. Nedelcu i-a reproșat faptul că în momentul în care pierd, Ionuț spune asta este. Ok, și ce-ar fi trebuit să zică? Dacă nu știu să piardă, de ce nu știu să piardă? Să învețe să piardă. Dacă acceptă înfrângerea, păi de ce accepți înfrângerea? Eu nu mai înțeleg. Sincer, eu nu îi mai înțeleg.
Și pe Alexandru Nedelcu l-am văzut la testimoniale afirmând faptul că Ștefania și Ionuț nu știu să piardă. Acum dacă Ionuț spune asta e, după ce jocul pentru recompensă a fost pierdut, care este problema? Nu înțeleg. Care este problema? Dacă spui altceva, se schimbă ceva? Nu se schimbă nimic. Ați pierdut, trebuie să acceptați înfrângerea. Două vorbe, doi bani nu fac. Repet, două vorbe, doi bani nu fac. Și dacă te dai cu capul de pereți și dacă te dai cu capul de bancă, dacă îți dai cu un cocos în cap, nu rezolv nimic. După ce au pierdut jocul pentru recompensă, prima remarcă a Ștefaniei a fost că au existat unele puncte pe care le-au pierdut și nu ar fi trebuit să fie pierdute pentru că erau foarte ușor de adus. Respectiv, punctele pierdute de TJ și Alexandru Nedelcu cu Marian Drăgulescu. Din punctul meu de vedere, Ștefania a avut o remarcă nepotrivită, dat fiind faptul că a aruncat vina pe colegii ei. Dacă Marian Drăgulescu a fost mai norocos, mai fâșneț la acest joc și a reușit să-l învingă pe TJ și pe Alexandru Nedelcu, n-ai fost tu, Ștefania, în joc, astfel încât să poți să-ți permiți să spui, domnule, erau puncte ușor de adus. Pentru tine, care ai privit meciul. Dacă erai acolo, poate că nu mai avea aceeași părere. Dacă în afară de Elena Chiriac ar fi fost în echipa Vulturilor o fată mai scundă decât Ștefania și ar fi învins-o, cu siguranță Ștefania nu ar mai fi zis nimic. Ați pierdut, acceptați înfrângerea, nu mai aruncați vina pe unul și pe altul. Am ajuns la momentul în care Alexandru Nedelcu a făcut o declarație în fața prezentatorului, în fața echipei adverse, o declarație care merită discutată. El a spus că este pentru prima dată când este supărat că nu a intrat la ștafetă. Până aici, totul bine și frumos. Mai apoi continuă spunând că regretă că l-a lăsat pe Ionuț să intre la ștafetă, deși nu avea încredere în el. Iar mai apoi, în baracă, în momentul în care tigrii au rămas singuri și au început să discute despre jocul pentru recompensă, Ionuț i-a atras atenția lui Alexandru Nedelcu între ei ca echipă, spunându-i că a mințit, spunând că nu a avut încredere în el să intre la ștafetă, pentru că în momentul în care s-a ales ștafetistul, el a fost de acord ca Ionuț să intre. Iar Alexandru Nedelcu a dat-o la întors. În baracă a spus că nu avea încredere în el să intre la ștafetă, ci are mai multă încredere în Ștefania și Ionuț, care au intrat la ștafetă de foarte multe ori și știu cu ce se mănâncă asta și poate au noroc și câștigă. Bun. De ce, Alexandru Nedelcu, ai spus că nu aveai încredere în Ionuț, iar mai apoi, de fapt și de drept, lucrurile n-au stat așa? Dacă veți urmări emisiunea de ieri, o să vedeți faptul că în momentul în care echipele s-au strâns la poză, aș putea să zic, în momentul în care prezentatorul și-a făcut apariția, după ce jocul pentru recompensă s-a terminat, după ce au avut loc discuțiile, schimbul de replici pe banca Tigrilor, o să vedeți că Alexandru Nedelcu a făcut aceste declarații, a dat în Ionuț. Pe mine personal nu mă deranjează faptul că el are o părere negativă despre Ionuț. Țin să precizez faptul că nu susțin niciun concurent, nicio echipă. Îmi place de Marian Drăgulescu, îmi place de Ionuț, îmi place și de Alexandru Nedelcu, îmi place și de Alex Delea. Cu fiecare rezonez câte un pic. Nu există o persoană pe care să o susțin din tot sufletul și care să fie, așa cum spre exemplu
a fost în sezonul anterior Albert. Deci nu, în acest sezon nu există. Însă pe mine mă deranjează faptul că minți. Minciuna are picioare scurte. Și am apreciat faptul că Ionuț nu a vrut să-l facă de râs pe Alexandru Nedelcu, de față cu toată lumea, să-i spună că a mințit, de față cu prezentatorul, de față cu adversarii, ci a ținut să-i spună în baracă faptul că s-a contrazis în declarații. La acel moment de supărare, Nedelcu a spus că pe el îl deranjează replica lui Ionuț în momentul în care pierd un joc, asta este. A spus că Ionuț l-a făcut frustrat, deși acesta nu știe ce înseamnă cuvântul frustrat. A spus că au început discuțiile la în echipă și că s-a dat startul individualelor. Într-un cuvânt, Alexandru Nedelcu a fost atât de supărat încât a aruncat cu noroi în Ionuț. Iar Ionuț nu i-a răspuns cu aceeași monedă, lucru pe care eu personal îl apreciez. Felicitări acestuia! În această discuție a intervenit și Mari, care a ținut să-i dea dreptate lui Alexandru Nedelcu și în baracă Mari a dat dreptate lui Alexandru Nedelcu. I-a spus că toate jocurile contează și că ar trebui să trateze fiecare joc cu aceeași importanță. În contextul în care ei își doresc să rămână cât mai mult în această competiție, nu poți să-mi spui tu mie, Mari, că tratezi recompensa cu aceeași seriozitate cu care tratezi imunitatea. Pentru că în momentul în care vine jocul pentru imunitate, cu toții trag mai mult, astfel încât să câștige, să rămână cât mai mult timp în această competiție. Deci nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Părerea mea. În momentul în care echipele s-au întors pe insulă, Alex Dele a ținut să răsucească cuțitul în rană și să bage râc în echipa tigrilor. El a spus de față cu toată lumea, în baracă, faptul că în momentul în care prezentatorul le-a dat cuvântul lui Ionuț și Ștefaniei, i s-a părut că aceștia au vorbit ca și cum nu au pierdut nimic. El a ținut să-l întrebe pe Ionuț, să întoarcă întrebarea, dacă vă amintiți bine, în momentul în care au pierdut imunitatea săptămâna trecută, vulturii, în baracă, Ionuț le-a adresat o întrebare acestora. Mai precis, Ionuț i-a întrebat cum au făcut ei alegerile la jocul pentru imunitate de au pierdut. Iar acum Alex Delea i-a întors întrebarea. Bineînțeles că lui Ionuț nu i-a convenit, că și Elena a încercat să îl facă să răspundă la această întrebare, amintindu-i faptul că în momentul în care el le-a adresat întrebarea aceasta lor, ei i-au răspuns. Ionuț nu este atât de ușor de păcălit cum este, spre exemplu, Elena. Iar Elena este ușor de păcălit datorită vârstei. Ceea ce nu este un lucru rău. Nu este rău să fii mic, să fii naiv în anumite situații. Dar la momentul respectiv trebuia să-și păstreze, să țină pentru ea. Să nu zică care sunt criteriile de alegere la ștafetă adversarului. Dar în fine, trecând peste asta, vulturii s-au bucurat că tigrii se ceartă și la final de zi au avut parte de o recompensă pe cinste, lor li s-a oferit mult mai mult decât s-au așteptat și decât ne-am așteptat noi telespectatorii. Echipa Vulturilor a fost dusă la un fel de carnaval. Au fost întâmpinați de mimi, au făcut poze, s-au costumat. Și-au pus peruci, au pus ochelari, și-au pus pălării, au mâncat popcorn, nachos, alune, căpșune cu ciocolată, pe lângă grătar
și mici. Știți foarte bine că prezentatorul a spus că recompensa constă în grătar și mici și multe alte surprize. Ei bine, vulturii au avut parte de un 1 mai pe cinste. Au avut și un aparat din acela cu un joc în care trebuie să scoți o jucărie. Este genul acela de joc în care foarte, foarte greu câștigi, însă echipa vulturilor a avut noroc și Elena are un nou prieten. Există un nou concurent în echipa vulturilor, s-a alăturat. Este vorba despre un pluș foarte, foarte drăgălaș. Pe lângă toate astea, concurenții s-au bucurat de bezele, au dansat, au avut muzică, s-au luptat, au fost îmbrăcați în niște costume de sumo și s-au luptat. A fost ceva de vis. A fost ceva de vis. Mi-a plăcut foarte mult recompensa. A fost ceva neașteptat. Neașteptat. Felicitări echipei vulturilor. În această seară ei vor câștiga jocul pentru imunitate. Astfel că tigrii vor face nominalizări. Deja mă gândesc la cine va părăsi competiția din echipa tigrilor. Oare în momentul în care va părăsi competiția un tigru, echipa își va reveni și va fi la fel de puternică precum este echipa vulturilor? Sincer vă spun, nu mă așteptam ca vulturii să facă o așa figură frumoasă după plecarea Alexandrei Duli. Felicitări lor! Sunt foarte puternici, sunt foarte motivați să câștige în fața tigrilor, iar tigrii cred că au niște zile mai proaste, au obosit, certurile, discuțiile nu le fac bine. În echipa vulturilor este momentan pace și liniște. Vom vedea până când va ține această bucurie a lor. Până atunci, dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu. Vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Și forță tigrii! Forță vulturii!